Mult așteptata ofensivă majoră a armatei ucrainene în sfârșit a început. Kievul a anunțat deja despre primele succese pe câmpul de luptă și anume despre eliberarea câtorva localități în urma unor bătălii intense pe linia frontului din Zaporojia. Moscova afirmă la rândul ei că a înăbușit toate atacurile ucrainene, distrugând tehnică militară acordată Kievului de partenerii săi occidentali. Dar care e adevărata situație de pe câmpul de luptă și ce perspective are ofensiva ucraineană după primele zile de atacuri aprige pe mai multe direcții ale liniei frontului? Sunt întrebări la care căutăm răspuns la Europa Azi. La mai bine de o săptămână de la începutul așteptatei ofensive ucrainene, cele mai intense lupte se duc în patru zone de pe linia frontului din regiunile Zaporojie și Donetsk. E vorba în special de luptele care au loc lângă orașele Orehovo, lângă Velika Novoselka, lângă Marinka și, desigur, lângă Bahmut. În prima zi a acestei săptămâni, trupele ucrainene au anunțat că au eliberat patru dintre localitățile aflate lângă Velika Novoselka. E vorba de Neskushne, Stara Jevoie, Blahodatne și Makarevka. Forțele ucrainene au eliberat și alte două sate situate în preajmă. E vorba de Novodarevka și Levadnoe. Un alt sat a fost eliberat tot luni, după cum au anunțat forțele ucrainene. E vorba de satul Lobkovoe, situat lângă orașul Orehovo. Analiștii militari prevedeau că primele atacuri ale armatei ucrainene se vor desfășura anume în direcția sudică a regiunii Zaporojie, și asta pentru că militarii ucraineni vor să ocupe coridorul terestru care duce spre Crimeea și care ajută nemijlocit forțele armate ruse să-și aprovizioneze trupele care se află în Herson și în peninsula Crimeea anexată. Forțele ucrainene anunță că avansează și în regiunea Bahmutului. E adevărat că în această zonă nu au fost raportate localități care ar fi fost eliberate. În total, în ultima săptămână, armata ucraineană ar fi eliberat o suprafață de peste 100 de kilometri pătrați. Ucraina susține că trupele ruse opun nu doar rezistență, dar încearcă să contraatace în toate direcțiile, folosind intens artileria, dar și avioane de luptă și elicoptere. După anunțul de luni 12 iunie privind eliberarea primelor localități de la începutul noii ofensive, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a declarat că, în ciuda ploilor și condițiilor dificile de luptă, armata ucraineană a reușit să facă progrese în cele mai fierbinți zone ale liniei frontului. Бої жорсткі, але наш рух є, і це дуже важливо. Втрати ворога саме такі, як нам потрібно, і хоч погода цими днями несприятлива, дощі наше завдання ускладнюють, але все одно міцність наших воїнів дає результат. Я дякую за це кожному, хто зараз в бою, кожному, хто підтримує наші бойові бригади на відповідних напрямках. Генерали Сирський і Тарнавський доповіли сьогодні про успіхи, які вже маємо, про те, в яких точках фронту потребуємо посилення та якими діями можемо зламати більше російських позицій. Atât Kievul, cât și Moscova raportează pierderi grele în rândul armatelor adverse. E adevărat, autoritățile ucrainene preferă să vorbească mai puțin pe această temă decât rușii, pledând pentru un regim al liniștii în primele etape ale ofensivei. Ministerul rus al apărării anunță, în schimb, în rapoartele sale zilnice, un număr atât de mare de morți și răniți în rândul militarilor ucraineni, încât înșiși corespondenții și bloggerii militari ruși nu iau în serios asemenea date. De exemplu, pe 6 iunie, Sergei Shoigu raporta că în ultimele 3 zile, armata ucraineană ar fi pierdut peste 3700 de militari față de mai puțin de 300 de soldați ruși, între care doar 71 ar fi fost uciși. Iată cum enumera pierderile militare ale Ucrainei în doar o singură zi a contraofensivei. 5 iunie. Kievski regim предпринял попытки наступления на 7 направлениях силами 5 бригад. Был остановлен, понес еще более ощутимые потери, более 1600 военнослужащих, 28 танков, в том числе 8 леопардов, 3 колесных танка АМХ-10, 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 иностранных. Попытки наступления сорваны, противник остановлен, своих целей противник не добился. Credibilitatea rapoartelor de pe front prezentate de Ministerul Rus al Apărării a devenit îndoielnică de mai multă vreme. De exemplu, anterior,
Săptămâni la rând raporta în repetate rânduri ocuparea aceleiași localități sau distrugerea unui număr de sisteme HIMARS mult peste cel primit de ucraineni din partea aliaților occidentali. Chiar în aceeași zi de 6 iunie, în care Sergei Shoigu vorbea despre pierderile semnificative ale armatei ucrainene, Ministerul Apărării, pe care îl conduce, publica imagini realizate de camera de ghidare a unui elicopter de luptă care ar fi distrus un tank Leopard. În cele din urmă se demonstrase că elicopterul rusesc atacase de fapt un tractor John Deere care se afla în câmp împreună cu altele. Pe seama acestor imagini a ironizat și șeful grupului de mercenari ruși Wagner, aflat în continuare în conflict cu Ministerul Rus al Apărării, căruia refuză să îi se supune. De altfel, e una dintre ostilitățile care persistă de multă vreme în rândul trupelor ruse de ocupație, situație care nu are decât să avantajeze armata ucraineană. Președintele rus Putin evită să discute pe această temă, însă vociferează din plin datele furnizate de Ministerul Apărării. În această săptămână s-a întâlnit cu corespondenții militari ruși și nu pentru a le oferi informații de pe front, precum s-ar putea crede, ci pentru a informa pe ei înșiși despre ceea ce se întâmplă pe linia frontului. Că armata ucraineană pierde de 10 ori mai mulți militari pe câmpul de luptă, că tehnica militară occidentală e distrusă zilnic și că ofensiva împotriva trupelor ruse de ocupație deja ar fi eșuat. Narrative pe care le-a reluat și vineri la așa-numitul Forum Economic Internațional, organizat anual la Sankt Petersburg. Ni na одном из участков они не достигли своих целей. Вот что важно. Действительно, потери у них очень большие, ну, примерно больше даже чем 1:10 по сравнению с российской армией. Это факт. Но по технике, значит, каждый день происходит рост утраты этой техники. Где-то сейчас на сегодняшний день 186 танков потеряно украинской армии и 186, по-моему, да, 186 и 418 бронемашин различного класса. Я думаю, что у вооруженных сил Украины шансов здесь нет. Шансов не будет. Так же, как и на других направлениях. В этом я не сомневаюсь. Înșiși ucrainenii nu dezvăluie niciodată propriile pierderi, raportându-le zilnic doar pe cele ale inamicului. De la începutul ofensivei, Kievul anunță zilnic despre aproximativ 600 de morți în rândul soldaților ruși și despre 10 de vehicule militare și alte mijloace de luptă ale inamicului. Cu toate acestea, unele estimări pot fi făcute datorită datelor unor notori instituții militare occidentale, precum cele reunite în proiectul de cercetare Oryx, care monitorizează în special pierderile vehiculelor blindate, utilizând surse deschise. Astfel, potrivit datelor ce provin din aceste surse, în timpul primelor etape ale ofensivei, Ucraina a pierdut cel puțin 17 tancuri ușoare Bradley din cele peste 100 oferite de Statele Unite, două vehicule blindate cu roți AMX-10, un tank Leopard 2A4 și trei tancuri Leopard 2A6, precum și alte vehicule blindate pe roți și șenile. Experții spun că pierderile militare ale Ucrainei în această etapă a ofensivei erau previzibile și că nu sunt atât de grave precum s-ar crede la prima vedere. Ucraina și Rusia ar avea aceleași pierderi în rândul militarilor, chiar dacă în timpul unei ofensive partea care atacă pierde de obicei de 3 ori mai mulți soldați. Într-adevăr, odată cu declanșarea ofensivei, devine din ce în ce mai greu de evaluat situația de pe front. Rapoartele prezentate de ucraineni și de ruși se contrazic. Ambele părți încearcă să blocheze fluxurile de informații neoficiale și sunt implicate activ în dezinformare. În aceste condiții, fotografiile și înregistrările video ale trupelor făcute la fața locului rămân cele mai credibile surse, care indică clar cine deține controlul asupra unui sat sau oraș. Pe fondul ofensivei, partenerii occidentali ai Kievului au transmis Moscovei că pierderile nesemnificative ale tehnicii de luptă deținute de armata ucraineană nu îi vor determina să renunțe la acordarea sprijinului militar. Ministrii apărării din cele peste 50 de țări din grupul de sprijin pentru Ucraina s-au reunit joi și vineri la Bruxelles, unde au anunțat noi ajutoare militare pentru Kiev. E vorba în special de sisteme de apărare antiaeriană și sute de rachete pentru ele. Tonul a fost dat iarăși de Statele Unite, care, înaintea reuniunii, anunțaseră că oferă Ucrainei asistență militară suplimentară în valoare de până la 325 de milioane de dolari, inclusiv tancuri ușoare Stryker și Bradley, pentru a înlocui vehiculele avariate sau distruse în primele zile ale ofensivei.
Pachetul de ajutor va include de asemenea muniții pentru sistemele de rachete sol-air NASAMS și rachete pentru sistemele de rachete foarte mobile HIMARS. De altfel, secretarul american al apărării Lloyd Austin a menționat că pierderea unor vehicule militare occidentale nu e o tragedie pentru Ucraina, precum insinuează Rusia, și că multe dintre ele vor continua să fie reparate, iar altele înlocuite. Regarding the battlefield losses of vehicles and equipment, this is a war. So we know that there will be battle damage on both sides. What's important is that, you know, the Ukrainians have the ability to recover equipment that's been damaged, repair where possible, get that equipment back into the fight. Lloyd Austin a explicat că așteptările unei ofensive ucrainene rapide împotriva trupelor ruse nici nu era luată în calcul de aliații Kievului pregătiți să sprijine armata ucraineană încă mult timp înainte, dacă va fi nevoie. Of course, we've given Ukraine's forces important training and impressive capabilities. But war is fluid, dynamic and unpredictable. Ukraine's fight is not some easy sprint to the finish line. And our message remains clear. We will stand by Ukraine for as long as it takes. La sfârșitul reuniunii ministrilor apărării din grupul de la Ramstein, secretarul general al NATO a declarat că sprijinul necontenit al aliaților e crucial acum pentru Ucraina, care are de îndeplinit o misiune extrem de dificilă în actuala ofensivă. Ukrainian forces have stepped up operations along the front line and are making steady progress. But they face tough terrain, dug-in Russian troops, and fierce fighting. As Russia's war aggression continues, it remains crucial that we increase our support. So I welcome the new announcements on providing weapons and training to Ukraine, including the initiative led by the Netherlands and Denmark to start training Ukrainian pilots on F-16s fighter jets this summer, and together with the United Kingdom and the United States to deliver hundreds of short and medium range air defense missiles. Analiștii militari spun că așteptările privind actuala ofensivă ucraineană nu trebuie să fie exagerate, că în actualele condiții de pe front e practic imposibil de realizat un așa numit blitzkrieg, iar rezultatele strategice semnificative pot fi așteptate în cel mult 2 luni. Теперь на некоторых участках фронта начаты уже в том числе элементы решительных операций, но они пока находятся на стадии все-таки разведки боем. То есть для того, чтобы, во-первых, выявить те передовые части, которые и структуры передовых частей, которые находятся на направлениях атаки, для того, чтобы выявить, где находится российская артиллерия непосредственно, где сосредоточение личного состава, ну и спровоцировать противника на какие-то активные действия, перемещение резервов, в том числе введение его в какое-то состояние неопределенности, поскольку когда начинаются такие решительные атаки на нескольких направлениях, противник не может понять, где же будет основной удар, где дополнительный, где вспомогательный. Partenerii occidentali ai Kievului recunosc că actuala ofensivă va costa scump Ucraina, deoarece trupele ruse au linii defensive puternic fortificate. Pierderile militare ale Ucrainei sunt inevitabile, așa că principala sarcină a aliaților este să asigure în continuare furnizarea armamentului, precum promit, atât timp cât va fi nevoie. De unitatea și solidaritatea de care dau dovadă azi, va fi nevoie încă mult timp, nu doar pentru a pune capăt războiului, făcând o pace dreaptă, ci și pentru a preveni în viitor agresiunea unor regimuri care pun în pericol viitorul Europei de azi.